Alaltă seară, alaltă seară, primat public stradal și de ambient în tot orașul. Păi nu, e relativ prima condiție, aia e partea a doua, e proiect european. Ce se întâmplă? Noi acum schimbăm corpurile de iluminat pe proiectul acesta. Și punem, da, pentru eficiență energetică și până la urmă pentru consum mai mic. Gândiți-vă că... Da, e un proiect mai mare acela cu înlocuirea tuturor cablurilor și introducerea lor pe sub pământ în tuburi sau cum sunt, dar e un scandal foarte mare, da. Nu. Ei au luat autorizație, au mai intrat în forță în urmă cu un an jumate, exact venisem eu primar. Au intrat în forță, i-am obligat să-și autorizeze, s-au autorizat și au luat tot, numai că acum apar alte probleme. Ei s-au dus și au luat de la asociațiile de locatare, au pus o firmă să se ocupe de autorizare. Firma respectivă, cum s-or fi dus pe la președinți, dacă n-a prins la președinte, s-a dus la administrator, dacă n-a pus la administrator, s-a dus pe scară și a vorbit cu câți a vorbit. Oricum, am pentru toate scările unde s-a făcut cablarea de către RCS, există la ora actuală autorizație de construcție și în spate autorizația are acordul locatarilor transmis de către asociația de locatari. Legea așa spune. Acum, locatarii nu recunosc. Sunt cazuri în care nici președintele nu recunoaște semnătura după hârtia aceea. I-am rugat deja pe cei, le-am trimis o adresă să sisteze lucrările. Ei au luat legătura cu o firmă și au avut un constructor care s-a ocupat după la Timișoara. Acel constructor a intrat în forță, a creat un haos în tot orașul și a plecat. Ei acum culeg cioburile, firma respectivă, fiindcă au făcut găuri mai mari decât diametru stabilit prin autorizația de construcție, au tras pe casa scării fără acceptul locatarilor, au spart planșeul unde au dat gaură cu bormașina un diametru mai mare și a spart planșeul, n-au reparat, au lăsat moloz, au tras, oamenii au venit și le-a tăiat cablu și le-a scos cablu afară și uite, așa este un scandal enorm. Acum sunt asociații de locatari care nu-și mai recunosc semnătura de pe acea, eu știu, acord dat, nici măcar președintele. Sunt asociații în care președintele contestă dreptul administratorului de a emite acel acord și uite așa a ajuns un întreg scandal în tot orașul, în care primăria încearcă să-l gestioneze fără să intervine în relațiile comerciale între doi operatori privați. Este o situație foarte tensionată. Și noi nu vrem să, eu știu, ducem acest conflict între doi operatori privați mai mult de litera legii. Noi ne vom implica strict în partea de autorizare, în partea de execuție. Este inspecția în construcții și să știți că sunt o groază de sesizări și către inspectoratul teritorial în construcții de la Ploiești. Aceștia au trimis către Giurgiu. Noi am somat pe cei de la RCS, beneficiarii autorizației, să sisteze lucrările și orice lucrare pe care o încep să aibă la dispoziția lor și asupra lor autorizația de construcție, acordul locatarilor, să meargă la asociația de locatari și împreună cu președintele să meargă în scara respectivă. Dar vă spun, lucrurile au cam scăpat de sub control. Da, aici, da, ei au luat, au 1000 și ceva contract pentru 1000 și ceva de stâlpi la Enel. Aici sunt acoperiți, mai sunt stâlpii dintre blocuri în care acum, în acest moment, identificăm dacă noi, primăria, suntem proprietari, dacă Enelul, dacă ne-a cedat, încercăm să găsim, cine este și în patrimoniul cărei entități sunt trecuți acei stâlpi. Noi avem un regulament, am mai spus și în ședința de Consiliu, să-i lăsăm să-și pună și după aceea venim și le cerem la toți să plătească conform hotărârii de Consiliu, să plătească taxa aceea pentru folosirea stâlpilor.
fiindcă o să vină vremea când și noi, la rândul nostru, vom plăti acea taxă specială. Ana, poți să le aduci tu niște apă. Ma nu le aduci la toți câte o apă, dar așa, la 2-3, vezi cum o să spus. Criză! Suntem în criză! Ați văzut că, până la urmă, ajutorul divin este primordial în orice? Să spune că e bine ca lucru să ți-l începi cu Dumnezeu și să-l termini cu Dumnezeu. Și chiar locul Mântuitorului, acolo va fi, în sala de ședință, este o pictură, uitați-vă, un pic, nu neobișnuită, dar mai puțin folosită. Este o imagine a Mântuitorului cu, având cununa de spin pe cap. Suntem totuși în sala de consiliu. Lucrul acesta va aduce beneficii municipalității și în special cetățenilor din oraș. Plăteam 11 miliarde lună de lună rambursări de credite și dobânzi. Din septembrie urma să plătim 12 miliarde și erau luni, și vă spun, luna trecută, luna aprilie, nu am încasat decât 8 miliarde și ceva, dar aveam de plătat 11. În luna mai, până pe 25, nu se încasaseră 8-9 miliarde. Noroc că au încasat foarte mult în perioada 25-31. Și am reușit să avem banii necesari să ne plătim aceste impozite, aceste credite la bănci. Aprobarea refinanțării creditului este un lucru bun, fiindcă se disponibilizează niște venituri ale primăriei. În loc să plătim la bancă, rămân acele venituri proprii ale primăriei pe care putem să le folosim în dezvoltare. Și știam, în momentul în care am trimis cetățenilor acel ziar cu prezent, investiții în prezent, ce s-a trecut, prezent și viitor, le spuneam că în mandatul acesta se vor asfalta unele străzi. Eu tot comunic cu cei care îmi cer, eu știu, aceste informații. Dar aș vrea și dumneavoastră, eu am transmis și prin scrisoarea pe care am dat-o cetățenilor și prin acest ziar, străzile care se vor asfalta în acest mandat. Anul acesta, pe 18, din câte știu, va fi licitația pentru asfaltarea străzilor. El este urcat pe SEAP, urmează pe data de 18, este termenul. Cu această licitație vom asfalta străzile Nicolae Titulescu, Soarelui, Zmârdei, Zefirului și continuarea străzii Păcii, zona de la Unirii până la intrarea în cimitir. Porțiunea aceea în fața cimitirului Zmârdă. Urmează să, din luna iulie, să ne refacem bugetul și la prima rectificare, deci la sfârșitul lunii iulie, să cuprindem surse financiare pentru începerea asfaltării străzilor din spatele spitalului. Și mă refer aici la Cluj, Dinicu Golescu, Albinelor, Progresului, Griviței, Dezrobirii, Comana, Aurel Vlaicu, Avram Iancu. Iar până la sfârșitul mandatului, toate străzile din zona aceea, inclusiv Horea, Cloșca, Crișan și ce străzi mai sunt în partea înspre Abator, între Sirenei, Cimitir și Abator și Oinac, Vlad Țepeș, toată zona aceea să fie asfaltată. Deci, din surse proprii ale primăriei se va asfalta. A mai trecut două străzi, Ile Caragiale și Barbu de la Vrancea. Sunt străzile de lângă Pașapoarte. Sunt singurele străzi care au mai rămas în zona centrală a orașului nefinalizate și digului. Urmând ca pe proiect european din toamnă să pregătim, eu știu, dosarul pentru toate străzile de pământ și piatră din oraș. Proiect de 30 de milioane de euro pe programul operațional regional.
Iar un alt proiect va fi reasfaltarea tuturor străzilor din oraș care au avut au fost afectate de lucrările de canalizare a apă și gaze. Cred eu că tot în mandatul acesta și din surse proprii se va reasfalta strada Păcii. Porțiunea cuprinsă între Tabiei și Unirii și Sirenei. Fiindcă nu știu cine a făcut-o, cine a construit-o, dar după ce au tăiat-o în fel și chip pentru canalizare, apă și gaze, n-a mai rămas nimic din strada aceea. Devine deja o stradă de piatră. Și eu o zonă în care este intens circulată. Foarte mulți din piață ies pe zona aceea ca să nu mai intre pe zona aglomerată în oraș și unde se mai lucrează și ies pe Păcii și ies în zona aceasta spre centură și ajung mai repede în alte zone ale orașului. Îmi vine să râd. Bine, n-aș vrea să intru iarăși în discuții să-mi spună domnul Popazu că la primărie se face administrație, nu politică, și conferințele de presă sunt doar de politică, doar de administrație și nu de politică. Dar ci că s-a negociat, domnul Beanu a negociat că la pachet cu creditul ar fi anumite investiții. Mie îmi place că a speculat foarte bine lucrul acesta. Acum vă citesc tot de la voi, dar le iau de bune ce a scris aici. Păi dacă vă uitați bine, țineți minte când vă spuneam în urmă cu 5-6 luni că am nevoie de această refinanțare tocmai ca să fac un colector pluvial pe Ramadan, să îmi preia toată canalizarea pluvială din zona aceea de case, văd că a trecut-o adânsului, modernizarea infrastructurii utile în tot orașul, sunt cele două proiecte care le tot spun de atâta timp și care lucrăm la ele, reabilitarea termică a blocurilor, deja funcționează, lucrăm, sunt în activitate, deci în toamna aceasta finalizăm proiectarea cartierului Policlinică, urmând ca de anul să intrăm și pe zona centrală și zona periferică. Toți cei care și-au manifestat dorința de a participa la acest program vor intra în acest proiect. Construirea unui cartier de locuințe sociale și modernizarea sistemului centralizat de încălzire. Păi nu erau dânsii care nu ne-au permis să luăm bani de la Ministerul Dezvoltării să modernizăm sistemul centralizat de încălzire? N-au spus că nu vrem, că nu știu ce, că nu le-am explicat eu cam ce eficiență ar avea. Nu știu, parcă aveam o părere mai bună despre domnul Beanu, dar de când a pierdut alegerile și pe municipiu, parcă îl văd că se pierde ușor așa și politic și de multe ori și ca om. Și e păcat, a fost totuși președintele Consiliului Județean, a făcut și lucruri bune, dar păcat că, nu știu, lupta asta politică internă îi creează probleme. Întrebări? Știu că n-ați crezut, dar... Nu știu de ce le place tuturor să uite în grădina vecinului. Că nu și-a plivit iarba, că nu și-a tăiat iarba, că n-a făcut și... Crește bădădău în curtea lor de ceva de speriet. Eu pot să le transmit acum că am oarece trecere la episcopie, acela sobor de preoți, îl trecem și dincolo, că și acolo încurcate scăile Domnului. Și acolo a intrat dihonia. N-am crezut că nu s-au liniștit. După alegerile europarlamentare, n-am crezut niciodată că nu s-au liniștit lucrurile. Nu știu de ce. Am văzut ieri că pe 15 puncte pe ordinea de zi la Consiliul Județean au durat 2 ore jumate. Nu știu de ce. Dracu-mă, toată lumea îi place să iasă pe sticlă și să dea interviuri sau îi obligă partidul să iasă să spună ce au de spus. Nu știu de ce domnul director a găsit de cuvință să iasă, fiindcă este cel mai în culpă de acolo. Cel mai în culpă. Și cu probleme mari. Deci vreau să știți și dumneavoastră, până la urmă, vreau să cunoașteți adevărul de la sursă și nu după cum îl transpun unii în anumite ziare sau pe presa vizuală. Dracu-mă, are o situație
enorm de grea. Am crezut că am gestionat foarte bine până la un punct. Dânsii nu au prevederi decât de să poată plăti primăria bani decât de vreo 900 miliard pe lună. Tot timpul spune că din cauza gratuităților Tracul merge prost. Păi dacă i-a scoate gratuitățile care nu sunt gratuități, gratuități sunt la populație, de la ei suportă primăria. Deci pentru el înseamnă venituri sigur, certe și exigibile. În orice moment. Deci fără miliardul ăla de la primărie, lună de lună, el moare. Moare, că asta este, ăsta e sistem. N-o să... Momentul în care scot gratuitățile, nu o să mai se plimbe nimeni. Că țineți minte că erau autobuzele goale. Acum se vaită că sunt prea pline. Păi da, da. Asta înseamnă că se mișcă și poate să-și deconteze cheltuielile alea cu primăria. Dacă scoatem acele cheltuieli din context, în secunda 2 Tracul închide. Și l-am gestionat, n-a făcut nicio plată, i-am interzis chiar în ultimele 5-6 luni să mai cumpere motorină și benzină cu banul jos. El lua din casările care le avea, zice, ce aș cumpăra ca la piață. Și am zis, nu, deschideți, fă-ți contract, îți iei cu plata la o lună, plătim, suntem buni platnici. Ce s-a întâmplat? În urmă cu 3-4 luni, acum aruncă domnul director pe șef contabil. Păi nu era directorul general dumnealui? Cine trebuia să verifice șeful contabil? Lunar trimitea la primărie o listă cu ce are de încasat, ce are de plătit. Clienți, furnizori. Și vedeam exact ce e în ecuația asta, cât este, are de plătit primăria, cât au unitățile primăriei și plimbam banii. Eu îi dădeam bani la unitatea primăriei pe facturile care mi le adresase primărie, ei plăteau la Tracum, Tracum îmi plătea, închidea circuitul, plătea datorile și închideam și toată lumea ieșea bine din toată această ecuație. Acel șef contabil a găsit de cuvință să nu-mi treacă pe listă că el are de plătit și TVA lună de lună. În condițiile în care el avea eșalonare la finanțe. Și la eșalonare nu te joci. Trebuie să-ți plătești datoriile curente și bucățica aia mică. 15.000 de lei, 150 de milioane lună de lună, timp de 5 ani de zile. Era proiect aprobat, lucrare aprobată, deci și funcționau foarte bine. În momentul în care au venit cu 900 de milioane datorie, din care vreo 300 și ceva erau numai penalități, TVA neplătit plus accesorii, ne-am trezit că el n-are din ce să-i plătească. Nu că n-ar fi putut să plătească primăria, dar el nu mai avea factură către primărie. Că nu el cum făcea factura, cum îi plăteam, cum făcea, cum îi plăteam. Și noi nu mai aveam de plătit către Tracum nicio sumă de bani. A trebuit să așteptăm o perioadă de timp să intre pe factura lunii precedente, adică într-o lună curentă să ne dea factura pe 5, pe 6 ale lunii, să-i plătim imediat factura, dar el în loc să-și plătească furnizorii și ce mai avea, s-a dus și a plătit acea gaură mare, care n-am știut. Lucrul ăsta a avut repercursiuni în timp. Fiindcă a întârziat iarăși cu plata câteva zile, că n-a avut prevedere, n-a avut nici încasări proprii. Și aici aveți în care Ministerul de Finanțe i-a suspendat sau i-a anulat facilitatea de plată eșalonată. Și în momentul ăla i-a trecut la scadență datoria de 6 miliarde și nu știu cât. Și în secunda 2, că așa lucrează finanțele, i-au scos la vânzare toate autobuzele. Pe 14.05 primesc anunțul de vânzare. Și îl sun pe domn director. Păi, domn director, că astea sunt anunțul de vânzare, să publică la primărie, să pune pe avizierul primării. Și îl sun pe domn director. Zic, băi, domn director, păi ăștia scot autobuzele la vânzare, eu nu aflu nimic, aflu ultimul. Ce, nu pot să vorbesc, domnul primar, că sunt în campanie electorală la, nu știu pe unde, Văzcăiții din Deal și sunt pe aici cu cei. Și zic, bă, tu nu ești sănătos? Păi ăștia vin să-ți ia autobuzele și tu ești pe campanie electorală, ce faci? Păi nu, că mi-au zis cei de la partid să merg până județ, că sunt consilier județean. Și ai zis, bun, să vedem. Dar stați liniștit, că nu ni le iau. Păi eu o să stau când toate autobuzele, păi... Și totul a culminat când pe data de... Noi am avut ședința de Consiliu pe 5, dacă nu mă înșel ordinară. Și pe 4 vin cei de la servicii locale, de la servicii publice, direcția din cadrul primăriei și ne informează că pe 20 sau pe 18 luna aceasta
Dracu' se expiră delegarea serviciului de transport. Și din momentul ăla nu mai poate face transport. Legal. Nu mai poate să-și ia licență, nu mai poate să-și ia autorizație, nu mai poate să-și ia nimic. El nu mai are baza legală. Și îl întrebă domn director, zic, nu mi-am dat seama că se expiră. Păi, domn director, dar eu mâine am ședința de consiliu. Ce facem? O să o facem o extraordinară, dar nu e nicio problemă, că funcționăm în continuare. Ăsta este stilul. Nu o să aibă, o să aibă o problemă mare, domn director. Eu vă spun, o să scot oricum, îl scot la licitație serviciu, i-am dat ca să funcționăm, și o să vedeți că o firmă privată o să și funcționeze bine, o să aibă și profit, la noi nu merge. Iar domn director va avea o mare surpriză. Și acum am vrut să vă arăt toată această informare și îmi spune că, vezi, Doamne, ăsta e capitalul lui de lucru și ăsta se execută ultimul. Păi dacă ai garantat cu el, că nu e vorba de executarea unor datorii și ei trebuie să deschidă procedura. E ca la bancă. Tu ai garantat plata datoriei, tu ai garantat cu utilajele astea, ți le scoate imediat la vânzare. Nu-l mai interesează pe ăla că pierd tu serviciul public. Da, nu-l mai interesează. Cumpărați altele, treaba primăriei, să descurce, să-și facă alt serviciu, să-și ia un operator. Stai, statul nu mai discuție acum. Și zice, nu, că n-au voie. Și uite așa mă ține pe... Dar ieșim la presă, ieșim în televiziune și explicăm că funcționează greoi din cauza că avem gratuită și autobuzul plin de oameni. Păi dacă i-aș opri și miliardul ăla, moare în secunda 2. Moare în secunda 2. Și e bine să aveți, să vă informați. Aveți toate datele, nu sunt secrete, sunt publice. Alte întrebări? Când dați afară? Ce întrebare a tot expozeul? Și o întrebare legitimă. Nu știu. Avem structuri. Dânsul are un contract de mandat. Trebuie să facem referate. Nu. Ele sunt în pierdere, cum să zic, nu din vina lor. Deci eu le-am cerut informările și m-am uitat la toate. Când ceri cuiva să-ți preia un serviciu și să-ți facă mai mult decât ai avut prevederi, el s-a înregistrat cu cheltuiala. Problema e de înregistrare contabilă. Aici, unele. Dar o parte din pierdere financiară există. Dar este o pierdere acceptată în condițiile în care, să luăm IPSV-ul, au o pierdere de 5 miliarde și ceva, cei de la peisagistică. Dar ei au făcut cheltuieli cu bazele sportive anul trecut și protocolul și convenția de plată l-au făcut-o a noastră. Ei s-au înregistrat cu cheltuielile anul trecut, dar venituri n-au putut să se înregistreze, ei n-au putut să factureze acele cheltuieli către primărie și le-au înregistrat pe anul acesta. Deci una peste alta cunoaște. Le-am dat piscina. Exista o posibilitate, dar aici, conturile aceleași cu modul de înregistrare, ca să nu plătești profit sau să în contabilitate fără nicio problemă. Legea îți permite. De exemplu, a făcut reparații și rămâneau acolo și s-amortizau pe pământ. El a venit, a făcut, le-a luat ca orice cont separat, pe un obiect de deviz, să făcea proiect, să făcea tot ce cu asta. Au luat astea, cum îi spune, 100 de put, odată ce le-ai cumpărat, pe măsură, bucățică, la sfârșit. Obiectele de inventar sunt mai mare, mai mică de ce erau de un an. Sau o durată mai mare. Deci ele intră nu, și o durată fie o valoare mai mică și o durată mai mică. Deci nu îndeplinesc condițiile unui obiect, unui mijloc fix. Atunci când îți cumperi un șezlong, ăla nu l-ai luat pe... Ai făcut adăpostul de câini. Și la fel, au trebuit să preia după cheltuială. Bă, băiete, l-ați înțeles prin cap, că uite în ce situație e. Sunt fiii, domn primar. Dacă pe profit, îți bați capul cum s-o găsește acolo. Chichițele legislative, chichițe. Au trecut în extrema aia la alta. Nu mă ascultă nici de vorbă bună. Și e greu să revină la o situație de normal. Păi nu, că nici aici nu câștigă mulți. Niștea în primărie. Până la urmă, pe salariile astea, care este? Discutăm de acum și acum de și străini. Explicați. Înțelegeți dumneavoastră ce vreți. Se mai descurcă în sensul că având toate, unim toate societățile, scot un singur director. Păi ce să vă spun? Că avem trei directori. Deci tot sub forma... Nu. ADPP-ul ca direcție era viabil. Să vă spun de ce. Era în jurisdicția primăriei. Era ca orice direcție din cadrul primăriei și putea fi gestionată.
beneficiau de salariile pe sistemul bugetar, beneficiau de control pe sistemul bugetar din cadrul primii. Transformându-i în societăți comerciale și obligații am transformat, nu că am vrut. Când ne-au limitat numărul de personal la nivel de primărie, acelea erau personal muncitor, nu era TESA. Și atunci a externalizat toate aceste servicii cu societăți ale primăriei. Numai că am pierdut 24% din start TVA-ul, fiindcă atunci când era direcție în cadrul primăriei, nu plăteam decât salariile lor și atât, acum plătim salariile lor plus un profit, plus TVA-ul la acele salarii, asta este, el asta îmi facturează mie, plus materiale, dar alea erau oricum și aici îl plăteam dacă ar fi fost. Dar strict, la modul acesta, noi am pierdut aproape 30% din veniturile proprii, tocmai pentru faptul că plătim aceste servicii cu TVA. Și înainte nu le plăteam cu TVA. S-a făcut o structură cu atâta AGA și cu atât și AUR. Păi ce să vă spun, la Giurgiu Servicii Locale, dacă nu mă înșel, avem 7 reprezentanți ai primăriei în AGA. 7! 7 consilieri sunt în AGA. Și în casă să fie 20. Adică 7 milioane și ceva, mulți zici dumneavoastră. Și că nu mai zic, păi așa e, au dreptate. Și astea grevează asupra costului. Dar vedeți că lucrurile sunt bune. Unindu-i pe toți, o să avem un singur AGA, un AGA din 3 și un CEA tot din 3. Și mai e o chestie. Mulți n-au studiat-o, dar mie mai îmi place când mai mulți mai văd și ce să mai publică în monitoare oficiale. A apărut o hotărâre, un ordin al Ministrului de Finanțe în care nu mai ai voie decât la societățile cu capital de stat, nu mai au voie decât 2 ședințe maxim pe an retribuite. Poți să faci câte vrei, dar 2 sunt retribuite. Și să vedem cât să mai bat pe AGA asta. Înainte erau nelimitate. Sau vorba aia românească. Fără număr, fără număr, fără număr. Aveți că-s românească. Nu. Care ștrand? Părând. Ăla care... Ăla cred că avem... Am, la pădurea... Bălănoia. La pădurea Bălănoia. Deci de strandul nostru. Strandul nostru s-a curățat apa, s-a... Deci eu zic că este aproape de funcțional, numai că nu ne permite vremea. Și am ea acasă de când am schimbat apa în piscină când au început ploile. Și mă uișu la ea și cu un clor în ea și cu un antialge și toacă că plouă într-una și... Nu, sunt viespi. Sunt viespi. E greu să căutăm toți arborii din pădure, să vedem unde sunt viespari și ne ducem cu fumul. No comment. Da, n-am. Am dat. Ultraviolente, nu. Vin la apă. Vin la apă și n-ai ce să le faci. Vin la apă. Nici când nu a fost să vă acuz, dar zic, dacă există, vă formulă, să le zic o parte. Da, acuzați. Și dacă au fost ale mele și dacă nu sunt ale mele, tot eu trebuie să le iau. Nu știu ce să fac. Anul trecut au tot dat cu substanțe pe toată zona, au tot stropit și de țânțar și de muște. Acum și muștele vin de la Gabi, de acolo, de la ferma de porci. Asta este, trec pădurea, se recrează, mănâncă, beau, se întorc la Gabi acolo. Păi ce, asta e. Nu e, nu e în jurisdicția noastră, nu e în eparhia noastră, nu e în parohia noastră, nu e în parohia noastră. M-au rugat și părinții de la mănăstirea de la Sfântul Ioan Rusu, n-am cum să dau, dacă mai mor albine după acolo, iar mi-i pun în cap. Aș vrea, dar n-am, că nu era greu, răsucea de două ori acolo, da? Dacă sunt unii cu albine în pădure, am... A fost un institut de proiectări, Consiliul Local al Seniorilor au cerut un sprijin financiar, deja lucrează, n-am avut noi surse financiare, o să gândim, dumnealor deja au luat legătura, o să-i punem un mesh, am cerut acordul proprietarilor, o să-i punem un mesh cu exact cum arăta, eu știu, vizual, cromatic, cum arăta fostul cămin de, cum se numea, liceu, cu cămin comercial sau ce, de școală comercială. Vom face cu cei de la Consiliul Local al Tinerilor o igienizare,
vom bate ușile de acolo, vom închide cu scândură cu tot și îi punem meșul acesta pe față. Altceva nu avem ce face decât exact lucrul acesta. Da, știu. Proprietarul este un, a fost un fond de investiții, este un lichidator. Am înțeles că l-am văzut pe tocmai.ro scos la licitație, cred că 1 miliard și ceva în bani vechi, dar nu miliardul cât costă, ei vândă cât clădirea, construcția, terenul este pe alt lichidator, pe altă socoteală și nu cumpără nimeni clădirea când știe că nu are teren. Și mai e o treabă, e monument și eu am văzut la Maiorescu. Să repare un monument este dublu față de cât ai apucat să-l construiești. De nou. N-are sens. Nu se bagă nimeni. Deci toată lumea așteaptă să cadă. Ăla e privat al lui familie. Ăla, da, iarăși privat. E moștenit. Am ale mele în municipiu destul de multe, nu mai mă trimite și la oameni. E un bucureștean. Vă aștept la școala 8. La Marin Voiculescu se dau premiile de excelență sau șeful, se stabilește șeful de promoție al clasei 8-a, vine domnul Mihai Voiculescu și la ora 2 vă aștept la gara Giurgiu Oraș și se sărbătoresc 145 de ani de la de atestarea liniei ferate Giurgiu București, Filaret. Vin prin Videle, că pe acolo e... Au legat că să mai fac 70 de ani și la Videle. Da.